Și eu nu cred că vom vedea foarte multe stimulente financiare. Unde cred că pot fi date stimulente și multe companii dau deja, e o zi liberă, de exemplu, ca să poți să mergi să te vaccinezi fără să-ți consumi din zilele de concediu. Asta se întâmplă deja și am văzut și o inițiativă legislativă în direcția asta. La fel, cei mai mulți angajatori sunt îngăduitori. Dacă ai cumva efecte adverse, poți să-ți iei o zi, două, trei libere. Măsuri eventuale din partea angajatorilor de a bonifica sau de a sancționa persoanele care se vaccinează sau nu se vaccinează pot da naștere la litigii, bineînțeles. Acestea pot fi considerate nelegale pe motiv, pe de-o parte, că vizează un drept fundamental la viața privată al oamenilor în care teoretic angajatorul n-ar trebui să poată intra și pe de altă parte poate conduce și la discriminări. Două probleme care pot da naștere la litigii. Așadar, o asemenea măsură luată din partea angajatorilor ar putea fi luată atât timp cât există o umbrelă a unei reglementări în acest sens. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.